Această trotinetă are o tehnologie de ultimă oră. Pe lângă faptul că este foarte ușor de transportat și de pliat, o poți plia în doar câteva secunde, este trotineta Ride Skywalk 350 și este a doua generație produsă de către cei de la Ride. Cât de ușor este să o faci destul de compactă, pentru că asta este o caracteristică importantă a acestei trotinete și o poți ascunde oriunde. Cu toții avem nevoie de un mijloc de transport rapid atunci când vrem să evităm ambuteiajele prin oraș. Pe lângă asta, dacă putem să economisim și niște bani în momentul în care circulăm cu mijlocul nostru de transport, ar fi ideal. Trotineta electrică de la Ride Skywalk 350 vine echipată cu un motor de 350 W, o autonomie undeva la 40 de km, are doar 14 kg și poți cântări chiar până la 130 de kg. Pot să mă urc și eu chiar dacă am 90 de kg. 40 de km, dacă stau bine să mă gândesc, cred că ajung până la Domnești, nu? Ia să vedem dacă o pornim. Facem un calcul. 20, 14, 15 km de aici din Nordului. Poate chiar testăm treaba asta și vedem dacă facem un test drive. Facem o comparație între un vehicul de acest gen, un vehicul 100% electric, și cu mașina și vedem care ajunge primul din Nordului până în Domnești. Voi ce ziceți? Problema principală a trotinetelor de acest gen este faptul că ocupă foarte mult spațiu. Nu e cazul și trotinetei Skywalk, care poate fi pliată super rapid și pe lângă asta are și un mecanism nou. Mai exact, aici avem niște roți. Și în cazul în care ai obosit sau vrei să o cari frumos, liniștit, poți să o iei pe roți și o tragi și o duci unde vrei tu. Este prima trotinetă de acest gen din România care are acest suport și cât de mișto arată. Motorul puternic de 350 W îl găsiți aici. Aici avem semnalizarea și frânarea. În partea de jos puteți să vedeți aceste rotițe care ne ajută să o cărăm cu ușurință. Aici avem cricul pentru a putea o pune să stea în modul de staționare. Frâna, care este atât electrică în roata din spate, cât și mecanică, aici în partea de sus, dacă vedeți, în momentul în care apăsăm, frânează. Greutatea maximă admisă este de 130 de kg, iar viteza de încărcare este de 4-5 ore. Fix că stai la școală, ai băgat-o dimineața și frumos, pac, ai luat-o și e gata încărcat. Trotineta vine dotată cu o lumină LED în partea frontală și de asemenea are și un mic display unde ne arată absolut tot ceea ce ține de călătorie, câtă baterie avem, viteza, dar și de asemenea modurile, pentru că are mai multe moduri, Eco, Drive și Sport. Toți avem nevoie de un mijloc de transport rapid și eficient pe lângă casă. Chiar pentru situații de genul când vrei să te duci să iei un colet sau vrei să dai o fugă rapidă până la supermarket, dar nu vrei să te mai car cu mașina să mai faci costuri suplimentare. Pe lângă asta o poți lua cu tine atunci când mergi în vacanță să faci turul orașelor. Doar imaginați-vă cum e să faci turul orașului cu trotineta electrică în loc să stai în stația de autobuz. Eu zic că e mult mai practic, nu?